Sim, foi em torno de viagem quando vai morrer. Agora já não vai ter tanto viagem por calor. Cante de amor e dá um livro pra tratar até por tudo já ir lá. Já que é pra ele ter feito isso, meu bem. Achar que foi só quando o trono do meu corpo foi gasto, hein? Dar vinho e pé em tudo, meu bem. Oi, complicado, tá, Amaca? Não vou então poder faltar a você. Complicado é quando eu sou sem trabalho, uma voz que é surpresa. Mamin, tem vremea aceea ce eu 11 ucenici au mers în Galileea la munte de unde le-a poruncit lui Iisus și văzându-l s-au închinat pe care sunt vreitele și apropiindu-se Iisus l-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate ce v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi în toate zilele mele. Până la sfârșitul veacului. Doamne, Stăpâne, bine voi să trucească cu răminii atâții tale, în robotul acesta, Iustin, Justin Constantin. Apără pauza credințelor în nebutătul de vrăjbaș, păzește într-o sumență pe capul și neînviată, hanele strigăciunii cu care s-a îmbrăcat, păsând între o harta amestecată în cercea de obicească și simile fiul acestea și tot volinția îndrăilor tale, că s-a binecuvântat, s-a prea slăbit prea cinstitul și mare, cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și trulea și să-l pun așa, mă, știi? S-a ținut de aici. S-a mă atins tot așa. Un pic am atins. Doamne, Dumnezeu nostru, ca prin spălarea botezului, dai strălucire cerească celor botezați, cel ce doar a născut pe pruncul tău acesta, geas în Constantinou, luminat prin apă și prin Duh, pune peste dânsul în notația puternică și păzește-l pe puterea bunătății tale, ferește-a răzuna necurată, învrencește-te de viață de veci ce vii peste fie, că vei fi de noastră, slavă în țăr, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și tururea și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Să prezi, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cestit pe om, întocmindu-l din suflet cetul Tău și într-un bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului și până în capul pe celelalte mădulare, ai eșezat în el mărântă simțiri care nu se împiedică una pe alta și ai acoperit capul cu perica să se bată din schimbările vreme și toate mădularele este trebuința de-ai lui de-ai sărici. Pentru ca ta să-ți mulțumească ție, prea bunele meșter, el să stăpânce și privoască cel ales apostolul Pavel, ne-ai poruncit nouă ca ta să te face peste slava ta, pe rogul tău acesta, geastă Constantin, care începe așa de părul capului său, binecuvintează împreună cu nașul lui și le dă-l să chidească toate și să fac cele bine pe ție, pe rogul și iubitor de oameni, Dumnezeu, și să se tunde rogul lui Dumnezeu, geastă Constantin. De unde? Nu are părere. În numele Tatălui, amin. Nu mică mă. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Acum și pură și vecii, amin. Acum fiți multe, multe rășuri. Miluiește pe noi, Dumnezeule, tu pe mare, la ta ne rugăm, ți-a luminește, miluiește. O mașină. Te rugăm pentru acest botezat, trupul tău geas în Constantin, pentru sănătate și pentru mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Te rugăm pentru robii tăi, Andreea și Cătălin Constantin, care au primit trupul acesta, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatăl și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Fiindele Fiului, binecuvintează, cel ce ne-a dat de la
Iona binecuvântă să botezat pentru noastră, Mântuirea Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, cu rugăciunile prea curate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață, Sfătătoare Cruci. Trăgeam și tu. Uite ce filmam, dar poți să ai acolo. Dacă poți să ai aici... Am apăsat aici, mă. Stai să-și duce. O fi strat de părinte. Da, cu copilul, da. Și dacă nu s-a creat nivelul...